de la pisici, le-am păcălit. Au crezut și ele pentru o clipă că sunt și eu din neamul lor. Așa că a trebuit neapărat să plec atunci când erau în toiul petrecerii, ca nu cumva să-și dea seama că eu sunt chiți-chiți. Și m-am îndreptat spre o sală de flaut, pentru că am înțeles că o să ajungă la ora 3 o persoană care iubește acest instrument și pentru că eu sunt foarte curios, așa ca și voi, am venit să descoper cum arată instrumentul și de ce nu să ne învețe să cântăm și noi 2-3 sunete. 15 minute mai aveți răbdare să o așteptați? Păi, Abby, așa am înțeles că o cheamă. Sunt foarte curioasă să văd cine este. Nu știe că noi tragem cu ochiul să-i descoperim toate diplomele, dar nu e o problemă, că atunci când o să intre în căsuța lui Pispis, o să fie și ea surprinsă. Am găsit și niște purici care stau foarte jucăuși pe această coală de hârtie. Nu știu eu ce vor ei să facă, dar înțeles că produc sunete și jucându-se împreună, chiar o melodie. Rămâne să o descoperiți și să-mi spuneți voi mie cum se numesc acești purici. Poate reușesc să-i învăț și eu, că sunt foarte mulți și nu reușesc să-i deslușesc pe niciunul. Și de aceea mai văd și un fur care înseamnă că țipă la mine ca un foarte puternic. Și așa cum era de așteptat, fiind în căsuța lor, am descoperit și cheia magică. Cheia magică pentru fiecare purec, pentru a ști cum îl cheamă. Pentru că fiecare are locul lui, acolo în căsuță, și doar prin cheia magică putem intra în taina lor. Și mai are și un semn. Cred că este o agrafă să nu intre părul în ochi vreunui purece. Da, da. Și ce-am mai descoperit, copii? Că toți puricii stau pe o coală de hârtie și coala de hârtie se odihnește așa în voie, în bătaia luminii de afară, tocmai pe un stativ. Așteaptă să vină. A ajuns într-un final și Abby, îi spunem compozitorului că poate ne aude de acolo din Neant. Și așa printre partituri și printre diplome, vreau să stau de vorbă și cu Abby pentru că știu că este foarte pasionată și de instrumentul flaut. Bine ai venit, Abby! Bine v-am găsit! Eu am înțeles că tu iubești foarte mult acest instrument. Da. Și uite, kids, n-am mai avut ocazia să vad un instrument.